Haideți să strângem și la acest video 10.000 de like-uri! Pentru că celelalte v-au plăcut și au adunat deja peste 10.000! Salut! V-au plăcut foarte mult like-urile noastre pe TikTok! Și vrem să continuăm în aceeași manieră! De data aceasta încercăm Food Life Hack! Life hack-uri cu mâncare! Pentru primul life hack trebuie să facem o vizită la Mac! Okay. Ia priviți! Cola de la dozator, înghețată, înghețată în cola! Wow, amestecat-o! A făcut vacă neagră și zice că e bună! Ce însemnând asta? Da. Să mergem la Mac să-l încercăm! Da! Mulțumesc! Ca să vedeți diferența. Tot McDonald's, da? Uitați-vă ce primesc în străinătate în McDonald's și cum primim noi înghețata. Ok, dar să trecem peste asta. Am descoperit acest TikTok. Yes. Și avem paharul de cola. O să strici cola. Amestecăm un pic. Yes. Punem înghețata. Taram. Amestecăm și face spumă. Ce gustare! E bună, se cheamă vaca neagră în Cuba. O combinație interesantă de lifehack. Reușit! Următorul lifehack! Să de la Mac avem un alt lifehack! Wow, a luat cutia cu sandwich-ul și a pus-o pe paiul de la suc, ce tare! Și cartofii în partea cealaltă, priviți! Stă echilibrat și a băut și suc. Ingenioasă idee! Să încercăm și noi! Avem sandwich-uri. Avem aici paharul de suc. Da. Cutia de sandwich are o... Reținem cu atenție pentru că altfel se dărâmă. Și punem aici cartofii. Și acum... Taram! Ce tare! Vreau și eu! Chiar e mișto ideea. Super mișto! Bravo! Așa că, life hack, reușit! Am și eu un life hack cu Happy Meal-ul de la Mac! Cutia cu de Happy Meal! Dar ce-a stat acolo? Trage și a rupt cutia! Vai! Priviți, a transformat-o într-o farfurie perfectă pentru cartofi și sandwich! Tare! Ce zici, Teo, încercăm? Da, hai să încercăm și noi. Hai! Hai! Hai și eu un like hack. Arătăm aici, uite așa. Hai, Teo. Ia, priviți, avem o cutie de Happy Meal. Și... Taram! Și avem acum o farfuriuță de unde putem mânca acești cartofi prăjiți și sandwich-ul împreună cu sosul. Poftim, Teo! Poftă bună! Mulțumesc! Așa că pentru copii e un super life hack! Reușit! Dar dacă tot am ajuns acasă de la Mac, ce să încercăm un mic dejun sănătos și sățios tot de pe TikTok? Ce ziceți? Ia priviți! A pus o tigaie pe foc, are unt înăuntru, bate ouăle și coastoarnă. Ouăle aproape sunt încinse. Ne feliile de pâine în ou și întoarce. Pliază omleta. A pus cașcaval. Super! A pus și bacon! Și acum pliază omleta! Nu prea iese cu pliatul. Oare nouă ne va ieși? Se chinuie și îndoaie pâine peste pâine cu omleta la mijloc. Mamă, ce super sandwich a ieșit! A prăjit pe ambele părți și acum gustă! E bun! Arată bine! Hai să-l încercăm și noi! Hai! La bucătărie! Prăjim baconul, batem ouăle,
Asezonăm. Am pus untul în tigaie. Ouăle. Tragem pâinea ușor în ou. 1, 2, 1, 2. Așteptăm să se întărească. Întoarcem. Ei, până acum ne-a ieșit. Pliem omleta. Ok. După ce am pliat omleta, adăugăm cașcavalul și baconul. Și pliem. Taram! Și sandwichul de mic dejun e gata. Și să gustăm. Lifehack. Și acum vă arăt câteva clipuri cu senzația internetului. Ce ziceți de castraveți murați cu snacks-uri? Ia priviți, aici avem cu Doritos. Ne arată punga de Doritos. O bate bine, bine, bine de tot. Castraveți. Pune chipsurile în farfurie, felii de castraveți peste și mănâncă. Ce gustos. Și-l avem și pe următorul. Și mai avem unul. Fel de fel de pungi de chipsuri. Le bate bine. Uite, le și mixează. Cred că aleg varianta asta. Dă castravetele prin praful de chips și mănâncă. Și că e bun. Încercăm și noi? Da, dar vreau cu ambele variante. Haideți! Avem pupuleți cu brânză, Doritos și niște chipsuri tari. O combinație cred că ar fi perfectă. Haideți să aducem mixerul. Doritos. Vreau unul. Fac. Și facem praf. Minute. Așa trebuie să fie. Wow. Taram! Super rapid! Am văzut că te pot bate într-o pungă dacă nu ai un astfel de aparat. Bun! Și acum tăvălim castravetele bine, bine de tot prin acest castravet. Praf de chipsuri. Hai să încercăm combinația. Hai, Teo, alege unul. Ia să vedem cum e. Chiar de bun. Super croftan. Apetisan. Încercați și voi așa ceva acasă, este extraordinar. Deci ce bun e, chiar de bun. Lifehack reușit. Și haide să vă arăt cea mai simplă și mai ieftină idee de snack. Priviți, are o pungă de fidea, o linguriță și o pungă simplă. Oare ce va face cu ea? Desface fideaua, o pune în pungă. O zdrobește bine, bine, bine cu podul palmei. Dar noi vom folosi altceva. Acum adaugă praful din punga de fidea peste cea zdrobită. Cică ăsta e cel mai simplu snacks. Haideți să-l încercăm și noi! Vreți? Da! Avem fideaua pentru supă instant, punga, păcălețul și lingurițe! Desfacem! Ce bine arată! O băgăm aici! Taram! O sigilăm! Să nu avem pierde! Zdrobește cu podul palmei! Nu merge! Hai! Dar cel mai simplu e așa! Nu merge, e mai bine așa! Mamă! Din două mișcări am reușit! Avem praful. Mai bate puțin. Din două mișcări am reușit! Acum praful. Evităm acest aiute, îl punem doar pe acesta. Sărat! Desfacem. Turnăm praful. Să bine, bine, bine de tot. Poftim, Teo, și tu. Hai, Mara. Și acum să încercăm cea mai ieftină și mai rapidă gustare. Taram! Crocant, să vedem. Bun. Te-a
Dar merge! Mamă, e bun! Mai dăm! Cu siguranță e un lifehack! Reușit! Dacă vreți să mai facem clipuri cu astfel de lifehack-uri, haideți să strângem și la acest video 10.000 de like-uri! Pentru că celelalte v-au plăcut și au adunat deja peste 10.000! Vă mulțumim foarte mult pentru asta!